Poate e deschis. Ai deschis, nu. Hai și tu, Ion. Da. Я вам дала вчера, я даст напишу, что мы здесь постоянно поэтому если бы кому-то. Мне не надо снимать. Я же не... Ваня что не снимал на улице? Я снимаю. А что ты меня снимаешь? Я тебе что? Я сейчас позвоню полицию. Он имеет право меня снимать? Я что-то делаю, пропустила. Это общественное место, конечно, имеет. А я не хочу, чтобы мне где-то показывали. Зачем? Что я здесь? Смотаться на ЖДКАТ. Ну, зачем? Нет, не бойтесь, не возьму просто. Стоян. Григорий, очень приятно. Да. Какой комнате нужно ждать? Последняя направо. Вот кому? Виталий? Да. Вот в третьем живет. Да, интересант. Я хочу, чтобы судебный пристав, но я не просила меня снимать. Я никаких проблем не сделала. Интересант, камера се numește 3, dar în документе apare 50. Deci parcă numărul cadastral e 50, dar ei au afișat cifra 3. Da, Vitali. Noi suntem. Eu am câți mai teme. Prima dată în 70 de zile când deschide ușa. Poate nici nu știi cum descuiem. O ruginit cheia în lacăt. Ai băgat plastilin acolo. Recent, relativ recent. Ion are de la armată, mă tem, câte că nu orbit. Operația nimic n-a ajutat? Nu știu. Am o tehnologie, le schimbă, poate în 10 ani o să vadă, dar deocamdată... Știi, e... schimbă și ochii schimbă. Da, știi? Exact. E lacătul procurat? Probabil, sper. Poate nici nu știe de care. Ia uite, se descui. Eha. Dar tu ai și încălțăminte de schimbă aici, că stai în apartament, ți-ai luat încălțăminte de schimbă? Bună ziua. Spatele nevoastre. Peste brațul, da? Eu nu sper stițioasă. Mă rog, Vitali, ai numărat câte zile? Ion stă la taifas cu femeie. Ai, du, și ești bă, eros aici. Ai ales tu până-i cules. Ți-ai pregătit lacăt? Poți să-l schimbi chiar amul? Da. Ah. Vrei să filmezi mobila ca să vadă ce bogății ai aici, dar și tine că o să pretindă că ai scos ceva dacă este pază la intrare. Da. Asta e mobila de aici, cumpărată de turci. Un telefon e al meu și unul al lui Vitalic. Două noptiere, câte una la fiecare pat. Încă două noptiere. Deci e balconul unde așa Vitalie să audă viața de afară. Executorul judecătoriesc și inclusiv și domnul Dumitru. Dar noi acuși ne apropiem la domnul Dumitru. Da, da, da. Noi acuși ne deplasăm acolo. Mai mult dictat îți vor urma și anumite consecințe. Noi nu știm. Dar în acest moment, nu știm, în acest moment nu avem informații. Dumnezeu mi-a comunicat cu un atentat, primea să-l zău să brațe. Mă pot să-l scoate. Eu nu știu, vedeți că eu sunt executor și trebuie să constat, adică eu nu am dreptul să vedem cineva pe altcineva. Aici, domnul ăsta care e de la judecătorie, eu venit aici, când o scrie? Care vă azi dimineață vă dat telefon? Da. Păi n-am înțeles bine. Cine a schimbat lactul? Da. Mă întreabă dacă răspuns i-am dat și vreți să vorbesc cu dumneavoastră. Cu juristul nostru nu îi place cum au discutat și vreți să vorbească în patru ochi.
Asta nu știi, pregesa, cât va dura. Bine, așa-i transmit. Da? Sau vorbiți dumneavoastră poate cu ea? Să știm, poftim. Dumnealui nu vine, de greabă, că e... Alo. Bună ziua. Domnul Vitor, noi... Parcă nu înțeles când dați răspuns dimineața. Bine, eu pot să ridic răspunsul de la dumneavoastră, deci. Dumneavoastră ați spus că ați semnat răspunsul. Păi vă înțeleg, dar eu trebuie să execut o hotărâre de judecată. O să-i dau citație pe luni pentru sancțiune. Da, poftim. Și eu am indicat în încheiere să-mi temată răspunsul imediat și prin poștă electronică. Nu cum dorește dumneavoastră. Păi, dar nici cum doresc dumneavoastră într-o jumătate de oră să vă dă răspuns. Întotdeauna, când vine o petiție, când vine ceva, durează o săptămână, 3 zile, 4 zile, cel puțin 3 zile. Este legea petiționară care prevede termen. Păi da, dar deci, așa, dumneavoastră ne-ați prezentat. Instanța de judecat a dispus imediat. Deci, așa ne prezentați scrisoarea și astăzi insistați. Păi, dar nu-i greu de tapat o scrisoare. Păi, că nu e greu, dar vă spun, așa, eu prima dată mă întâlnesc că vine seara și aduci scrisoarea și a doua zi vin după răspuns. Deci... Așa e obligatoriu. Eu am să revin. O să... Da, poftim. Da, bine. Datorie. Întinde mâna. Cum mergi? Nu prea merge, stai pe loc în cuie după grate. Din moment când s-o instanța de judecată emis încheiere, da? Spate? Ce? Eu deja filmez. Da. Din moment când s-o pronunțat încheiere dată, ei nu au dreptul să interzic ție. Dacă dânșii interzic, eu te instalez înapoi în coace, înțelegi? Cum? Și pe ei pedepsești. Și normal, dar cum? Cum mă instalez? Forțat. Cu poliția. Forțat. Cu poliția. Așa. Fără a fi nevoie de o altă instanță, a pronunța o altă încheiere. Încheiere este de executare forțat. Imediată. Până când se emite o altă hotărâre de altă instanță. Deci, comunică ei au început, că cum fără noi s-o emis. Eu le-am explicat, zic, băi băieți, asta e măsură de asigurare care se emite din oficiu. Aha. Asta e dreptul instanță de judecată de emite din oficiu sau să citeze părți. Am înțeles. Respectiv, în asigurarea executării de... În asigurarea acțiunii, care se examinează acum la birou la judecătorie centru, da, părinte? Da, îmi pare. Respectiv, instanța a interzis la moment de față debitorului de a efectua anumite acte în privința creditorului, în cazul dat, până se va emite hotărârea. Dacă se va emite hotărârea în folosul lui, bine, deja eu nu știu care procedură, se registrează. Nu, adică, nu, asta e altă întrebare. Dar la moment de față, dumneavoastră liber aveți drept să ieșiți. Na, e posibil să mai intervină curtea de apel dacă ei îți conteste încheierea. Executării încheierii date, o să el o să o conteste obligatoriu, că asta e dreptul dumneavoastră de a contesta. Acum... Și respectiv... Să mergem acum spre... Mergem toți trei. Poftim? Toți trei mergem. Dacă aveți părinții, nu știu și pe asta. Eu, domnul Bărăi, nu vă supărați. Mă leg, ești camera? Da, se filmează. Eu... vreau să văd toți pașii. Eu cu greu am intrat aici și tare nu vreau să stau amăia să... Da? Trebuie să nu rămâi în drum. Eu vă înțeleg îngrijorările dumneavoastră, noi să facem tot... Eu vreau să întreb. Toate procedurile care sunt prevăzute de lege. Toate procedurile, pentru orice siguranță. Eu ies de aici, dar schimb lacul. Eu am tot dreptul. Fiindcă eu am aici lucruri. Vă asigurați dumneavoastră. Dar e ok. Eu am tot dreptul. Eu acum vreau să vă întreb. Ia la numai trebuie schimbată, nu scot un sorup, da, scoți inima aceeași, pui altă cei. Da, eu și-a făcut careva atentate să vă scoată. Da.
Am dovezi. Dar ce, bătea un oș sau ce făceau? A, da, sau chiar încercat să scoate. Ei, unde eram? Pe mine nici nu mă lasă într-un hol. Nu l-a lăsat, da. Eu vin, e tot bătut un oș. Așa. Și îmi spun, deschide ușa. Zic, nu deschid. Dar până-i spargem la actul. Eu zic, tu n-ai dreptul. Mi s-a prezentat ca coita Sergiu Crăciun. Cine el? Eu nu. Dar ieri în stanță deja era emis? Nu, asta a fost pe 21 de ăsta, septembrie. Imediat după ce a intrat el, o săptămână. Nici în instanță nu era atacat. În instanță s-a atacat abia dacă nu greșesc pe 17 octombrie. Dacă nu greșesc. Adică ați înaintat acțiune. Da, eu am înaintat o acțiune, instanță. Dar până acum și nu era nimic. Și eu le-am spus că voi n-aveți drept fără instanță de judecată, nici procuratura nu are drept să faceți. Absolut nimic. După asta era un domn, nu vreau să-i dau numele numai, el își depe pe Ișeanu și se plimba să filmeze eu la rugat. Între domnul timp, Vitale, în fine, adică știți cum... Da. Cât este încheierea instanță judecată, dumneavoastră aveți dreptul să vă folosesc de bunul ăsta imun. Și familie. Eu și familie, eu vreau tot să vă întreb, în caz că, iată, eu merg acum cu dumneavoastră. Nu vă supărați, eu vă dau multe întrebări. În caz că eu merg acum cu dumneavoastră, eu când mă întorc înapoi și îi impun impediment. Eu chem poliția. Sunt pe executor. Este executorul care întreprinde acțiuni și respectiv dacă poliția se cheamă în cazul păstrării ordinii publice. Păi da, nimeni nu se bată. Nu, dar agent constatator, cine vine să constate că nu este de voi? Dumneavoastră. Deci executorul primul sunt și apoi poliția. El dacă trebuie cheamă poliția. Și dumneavoastră chemați poliția la locul... Dacă e necesar, dar el poate constata el însuși. Pentru păstrarea ordinii publice. Dar eu ca agent constator constat contravenția și expediez procesul verbal dat la instanță judecată pentru examinare. Și contravenția constă în faptul că nu se execută hotărârea. Da. Și de asta se ocupe executorul. El are altă întrebare, că, de exemplu, el a ieșit când se între noi de voie. Impediment. Corect? Da. Ca executor. Din păi dacă, dacă nu, dacă ei, dacă ei împiedică, până... respectiv, eu le înlătur. Nu o să vină cu mâna lui să le înlături, evident cu poliția, dar no, el o să constate în primul rând. O să constate că se pun piedici și aplică amendă. Judecata poate să... Eu am trecut chestiile astea că... Apropo, el tot trebuie. Și cam tot a fost cu executorul judecătorii este instalat aici. De eu știu că... Eu am explicat consecințele în executării hotărârii. Dumnealui, telefonic... El a mai fost amendat, știu, în cazul Grigore, eu mă spun soților legii, de la Bălți, am uitat dar vă spun că eu s-o contestez. Păi exact.